Restricția de acces în cadrul unităților spitalicești este valabilă și în Spitalul Municipal Câmpina. Vizitele au fost limitate la doar o oră pe zi, iar în anumite secții accesul este strict interzis. Ca urmare a acestei adrese, via Ministerul Sănătății, se limitează accesul vizitatorilor. Conform unui program de vizită de maxim o oră pe zi, spitalul nostru a stabilit această oră între ora 14 și 15 în toate secțiile și compartimentele spitalului. Avem secții și compartimente în spital, ATI, neonat, obstetrică, ginecologie, pediatrie, unde vizitele au fost suspendate complet. Limitarea accesului a venit în urma valului de infecții respiratorii grave înregistrate în ultima perioadă la nivel național. Sigur că am avut cazuri de viroze respiratorii, în fiecare sezon ne-am confruntat cu astfel de cazuri, dar nu mai multe decât de obicei și nici mai grave decât de obicei, virozele obișnuite de sezon. Din cauza acestei restricții, la parterul spitalului astăzi era îmbulzeală. Am avut fata, i-a făcut cezariană astăzi și așteptăm să iasă din operații. Și... știți că nu aveți voie într-o secție? Știm, să așteptăm aici, da. Așteptăm ca să știm și noi ce ne spune. Ne-a spus de când că a născut o fetiță, să vedem cum se simte și ești după aia. Trecăm. Cam în jur de o oră. Și unde doriți să mergeți? La urologie. Și v-a spus că mai trebuie să mai așteptați? Da. Mi-a spus să mă aștept. Cum vi se par aceste reguli? E bine, deocamdată e bine. Și o mai fi pe viitor, nu știu. Momentan nu se știe până la ce dată se va menține restricția de acces în spitale.